Operatorul serviciului de furnizare a agentului termic în sistem centralizat în municipiul Suceava, compania Termonet, a anunțat programul de investiții pentru vara anului 2019. Programul include lucrări pentru punerea în funcțiune a recirculărilor pentru apa caldă menajeră la mai multe puncte termice, care până acum nu au fost modernizate. Ca urmare a acestor lucrări, sucevenii vor avea mai puțin timp de așteptat pentru apa caldă de la robinete. Pe lângă reducerea timpului de așteptare, investiția va duce și la economii din partea abonaților, care vor plăti mai puțin apa caldă. Am demarat acțiunile pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de recirculare apă caldă menajeră în punctele termice clasice. Acest lucru va aduce un beneficiu sucevenilor prin faptul că va reduce timpii de așteptare pentru ca apa caldă să ajungă la temperatura optimă de furnizare, ceea ce va duce implicit și la un consum redus de apă caldă pentru clienții noștri. Programul este prins a fi făcut în trei etape. O primă etapă în care vor fi prinse punctele termice TRC, Liceu Alimentar George Enescu 4x1, Arin 3, George Enescu 1 și 2, urmând ca în etapa a doua să prindem punctele termice din Burdujeni, cu zavodă I, cu zavodă H și școala specială, să terminăm George Enescu cu 4x3x2 și 4x3, iar în etapa a treia să terminăm celelalte puncte termice din Burdujeni cu zavodă 1, 2, 3 și 4. Valoarea investiției pentru pompele și instalațiile de recirculare se ridică la 100.000 de euro. Zonele care vor fi afectate de lucrări vor fi reparate de Primăria Suceava.